Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Constructorii nebuni. Text de memorat îl găsim în Psalm, capitolul 53, cu versetul 2. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. După ce apele potopului au scăzut, iar Noe și familia lui au ieșit din corabie, primul lucru pe care l-au făcut a fost să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru că i-a ocrotit. Dumnezeu le-a dat promisiune printr-un curcubeu. Care era această promisiune? Că nu va mai fi niciodată pământul acoperit de ape, ca să fie distrus. Acum era timpul ca Noe și familia lui să înceapă să muncească din nou. Ce crezi că au făcut prima dată? Au construit o casă? Au săpat și au plantat o grădină? Crezi că erau ocupați? Cu siguranță! Dar nu uitați că Noe și familia lui nu erau singurele persoane ocupate după ce arca a fost golită și Satana era ocupat. Acum el îl ura pe Dumnezeu mai mult ca oricând. Era hotărât ca el și îngerii lui să facă imposibil ca să-i convingă pe oameni să creadă minciunile lui despre Dumnezeu. În ceruri și în lumea noastră de dinainte de păcat, îngerii, la fel ca Adam și Eva, erau fericiți pe deplin. Ei respectau în mod natural legea lui Dumnezeu. De fapt, nimeni nu se gândea la legi sau la reguli. Cât de mult s-a schimbat totul după ce Lucifer a păcătuit. În ceruri, fiecare înger a trebuit să aleagă în cineva crede. Cei mai mulți dintre ei au ales să fie loiali lui Dumnezeu. Dar când Satana a mințit-o pe Eva, ea a ales să-l creadă pe Satana în loc să-l creadă pe Dumnezeu. De atunci a devenit firesc să nu ne mai supunem lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm niciodată că încă avem posibilitatea de a alege. Nu trebuie să ne supunem lui Satana. Dumnezeu ne va ajuta întotdeauna dacă noi îi cerem să ne ajute. Gândește-te, ne va obliga vreodată Dumnezeu să ne supunem legii sale? Nu. El vrea ca noi să-L iubim atât de mult încât să alegem să-L ascultăm de bunăvoie. Este El mereu alături de noi ca să ne ajute? Da. Îți amintești să-L rogi să te ajute? Nici măcar nu trebuie să îngenunchezi de fiecare dată. Trebuie doar să te rogi în mintea ta atunci când Satana te ispitește. După o vreme, au început să se nască mulți copii. Aceștia au crescut, s-au căsătorit și au avut alți copii. Oamenii s-au înmulțit din nou pe pământ. Poate că multora dintre copii le plăcea să stea în poala bunicului Noe, cerându-i să le povestească iar și iar despre potop și despre cum arăta lumea noastră. Probabil că bunicul Noe le-a povestit și despre grădina frumoasă pe care o crease Dumnezeu. Le-a zis și cum a pătruns păcatul în lume, atunci când Eva a ales să-l creadă pe Satana în loc să-l creadă pe Dumnezeu. El le-a spus despre minunata promisiune că într-o zi Iisus va veni să-i salveze de Satana. I-a învățat că sacrificarea animalelor îi ajută să nu uite promisiunea aceasta. Dar mulți dintre nepoții lui Noe nu au vrut să asculte. Ei batjocureau poveștile acelea și dădeau vina pe Dumnezeu pentru dezastrul pe care îl făcuse potopul pe pământ. Unii și-au făcut chiar și idoli și au început să se închine la aceștia. Acest lucru l-a întristat foarte tare pe Noe. Cei trei fii ai lui Noe, Sem, Ham și Iafet, au avut mulți nepoți. Pentru o lungă perioadă de timp, oamenii au continuat să trăiască în zona unde se oprise arca. Dar Satana a început să îi ispitească să nu mai asculte de legea lui Dumnezeu. Gândește-te, Noe este și străbunicul tău. Familia omenirii a început mai întâi cu Adam și apoi cu Noe. Fiecare dintre noi poate alege să aparțină familiei lui Dumnezeu. Tu alegi în fiecare zi să îi aparții lui Dumnezeu? În cele din urmă, Ham și Iafet, împreună cu familiile lor, și-au strâns lucrurile și s-au mutat într-o câmpie aflată în preajma unui râu mare. Solul era bogat și știau că vor putea cultiva hrana acolo.
că vor putea să-și construiască locuințe și să-și venereze idolii fără să fie deranjați. Noe se simțea foarte dezamăgit. Sem și familia sa au ales să rămână printre munți și să îi fie loiali lui Dumnezeu, dar ceilalți credeau că pot face orice vor. Nu păreau conștienți de faptul că Dumnezeu îi privea cu tristețe. Aveau planuri mărețe și credeau că nimeni nu îi poate opri. Aveau la dispoziție tot ce le trebuia pentru a-și duce la îndeplinire planurile. Acei oameni nesăbuiți credeau că pot construi un turn suficient de înalt încât să fie în siguranță dacă ar veni un alt potop. Ei nu credeau promisiunea lui Dumnezeu potrivit căreia nu va mai trimite niciodată un alt potop. Habar nu aveau că Dumnezeu putea distruge turnul ca și când ar fi fost de jucărie. În fiecare zi, turnul se înălța din ce în ce mai mult. Oamenii au construit încăperi frumoase în interiorul acestuia. Au făcut camere speciale unde să se închine idolilor lor. Cât de mândri erau constructorii! În scurt timp, turnul a ajuns atât de înalt încât muncitorii de jos nu îl mai puteau auzi pe muncitorii de sus atunci când aceștia cereau cărămizi și alte lucruri de care aveau nevoie. Așa că muncitorii de sus trebuiau să strige la oamenii care erau mai aproape. La rândul lor, aceștia strigau mai departe. Toată lumea vorbea aceeași limbă, așa că se înțelegeau între ei. Gândește-te! Îți vin în minte lucruri pe care le putem vedea sau auzi în oraș sau pe care le putem cumpăra pentru a le mânca, dar care ne ispitesc să nu ascultăm de legea lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu să ne protejeze de Satana dacă părinții noștri trebuie să locuiască în oraș? Da, dar trebuie să-i cerem în fiecare zi să ne ajute să nu plecăm urechea la ispitele lui Satana. În planul lui Dumnezeu, pentru lumea noastră, oamenii nu trebuiau să fie niciodată înghesuiți într-un singur loc. El știa că ar fi mai bine pentru ei să trăiască în locuri diferite peste tot în lume. El știa că în marile orașe ar fi mai ușor ca Satana să-i ispitească să facă lucruri rele. Chiar și astăzi putem vedea cât de multă răutate există în orașe, nu-i așa? De regulă, în orașe nu este suficient loc pentru a avea grădini mari sau locuri de joacă în aer liber. Dacă locuiți la țară, sunteți privilegiați. Dumnezeu a hotărât să nu le permită oamenilor să termine construcția turnului. Ce metodă a folosit pentru a-i opri? Haideți să citim în Geneza, capitolul 11, cu versetele 5 la 7. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haide să ne pogorâm și să ne încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Ce mod simplu de a schimba situația! Când un muncitor de sus avea nevoie de cărămizi, striga la omul de la etajul de sub el. Poate că omul acela credea că cere apă, așa că striga la următorul om de jos. Poate că următorul om credea că e nevoie de scule. Când omul de sus primea ce trimisise cel de jos, constata că ceea ce primise era complet nefolositor. Nu era ce avea el nevoie. Ce încurcătură! Muncitorii s-au înfuriat. Au început să se certe. Nu se mai înțelegeau între ei. Fiecare credea că toți ceilalți sunt nebuni. Nu mai era chip să continue construcția. Într-o zi, un fulger a coborât din cer și a dărâmat vârful turnului. Acum nu mai aveau nimic de care să fie mândri. Gândește-te, este cu putință ca oamenii să fie mai înțelepți decât Dumnezeu? Cu siguranță că nu. Se întâmplă uneori ca și copiii să creadă că știu mai multe decât părinților? Cine ne ispitește să credem că știm mai multe decât știm de fapt? Te-ai contrazis vreodată cu mama sau cu tatăl tău? Orașul în care oamenii au încercat să construiască turnul imens a fost numit Babel. Acest cuvint înseamnă confuzie sau încurcătură.
Dumnezeu a amestecat pur și simplu limbile în care vorbeau oamenii. Nu știm câte limbi diferite au vorbit cu acea ocazie, dar planul malefic al lui Satana a fost distrus. În timp ce oamenii încercau să-și dea seama ce să facă, au observat că cei din aceeași familie se puteau înțelege. Mai apoi, familiile care se puteau înțelege reciproc s-au reunit și au împachetat lucrurile, inclusiv idolii inutili, și s-au mutat departe în alte părți ale lumii. Acesta este modul în care s-a format diversitatea din lumea noastră. Dar Noe, Sem și familiile lor au rămas în apropierea locului unde se oprise arca după potop. Ei au ales să asculte de Dumnezeu și de legea sa. Gândește-te! Câte naționalități poți să numești? Câte cunoști? Știi pe cineva care este chinez, mexican sau o altă naționalitate? Îi iubește Dumnezeu pe toți? Trimite misionari să le spună oamenilor din alte țări despre cât de mult îi iubește Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, trupul lui era perfect. El era de cel puțin 2 ori mai înalt decât oamenii din zilele noastre. După ce a apărut păcatul, totul s-a schimbat. După potop, lucrurile s-au schimbat și mai mult. Înainte de potop, oamenii trăiau 100 de ani. Bunicul Noe avea 600 de ani când a venit potopul. După potop, el a mai trăit încă 350 de ani. În total, avea 950 de ani când a murit. După potop, Dumnezeu a permis ca oamenii să mănânce ceva ce nu avuseseră voie să consume înainte de potop. Ce anume? Da, le-a permis să omoare anumite animale și să le mănânce chiar dacă acestea nu era cea mai bună mâncare. Odată cu trecerea timpului, oamenii au început să scadă în înălțime și nu au mai trăit așa de mult ca înaintașii lor. Au început să apară tot felul de boli și de afecțiuni. Oamenii au mâncat și au băut lucruri rele și au făcut tot ce le-a plăcut să facă. Ce trist! Gândește-te! În ceruri, Satana s-a lăudat că planurile sale erau mai bune decât ale lui Dumnezeu. Era adevărat? Este Dumnezeu fericit atunci când noi alegem să-L iubim, să avem încredere și să ascultăm de El? Suntem și noi mai fericiți? Alegerea de a nu ne supune legii sale aduce întotdeauna nefericire. Nu-i așa? Fiți binecuvântați în a alege întotdeauna planurile lui Dumnezeu. Domnul cu voi!